Bună și bine v-am regăsit! Să știți că mi-era tare dor de voi, sper că și vouă vă era dor să vedeți un video nou, pentru că am lipsit puțin, se mai întâmplă, ce să vedeți, am fost și puțin plecată și acum am revenit cu forțe proaspete să vorbim despre parfumuri. Am făcut o selecție de parfumuri cu multă vanilie, parfumuri pe care eu le-am lăsat așa deoparte pentru când se mai răcorește afară, pentru când vine adevărata toamnă. Și acum vreau să povestim despre ele. Sunt parfumuri dulci, parfumuri vanilate, putrate, migdalate, gurmande, delicioase, parfumuri numai bune de purtat în perioada următoare și bineînțeles că eu le iubesc pe toate. Am mai făcut clipuri în care am inclus parfumuri cu vanilie, mai găsiți parfumuri vanilate și în ieftine și bune sau în parfumuri accesibile sau în alte clipuri de aici de la mine de pe canal. Însă de această dată am ales o altfel de selecție cu parfumuri pe care le iubesc foarte mult și pe care vreau să le port în perioada următoare. Sunt parfumuri de care nu m-aș despărți sub nicio formă. Mai vechi în colecție sau mai noi, nici nu contează. Haideți să povestim despre acestea. O să încep cu unul dulce și zaharicios, pe care chiar l-am avut la mine atunci când am fost plecată, pentru că am sticluța aceasta mică de care țin foarte mult. Și sper că o să fie un parfum redus pe site-ul Sephora. Acolo găsim parfumurile de la Kayali și sperăm să avem reduceri bune, să luăm o sticlă full size, pentru că îmi place mult de tot parfumul acesta. Mi se pare un parfum must have, pentru că este o vanilie foarte frumoasă, este o vanilie zaharicioasă. Eu de fiecare dată când vă povestesc despre acest parfum, vă spun că simt o vată de zahăr roz acolo. Miroase ca și cum, nu știu, ai fi într-un târg din acesta de Crăciun sau de toamnă, că mai nou sunt și târguri de toamnă, și treci pe lângă aparatul acela de vată de zahăr și simți mirosul acela în aer. Deci așa miroase acest Kayali Vanilla 28. Ei bine, îl ador, îmi place foarte mult, are un zahăr brun acolo, are multă vanilie, după cum vedeți și culoarea aceasta este destul de închisă, pentru că așa se fac parfumurile cu vanilie după o perioadă. Și acesta este un parfum care îmi place foarte mult și, apropo de Black Friday, dacă vreți să vedeți informații, reduceri, parfumuri și nu numai, găsiți la mine pe grup, aveți linkul în descriere, puteți să veniți acolo pe grup unde discutăm și unde găsiți tot felul de reduceri, pentru că este o perioadă nebună pentru toată lumea și urmează multe surprize aici la mine pe canal, așa că dacă nu v-ați abonat încă, puteți să o faceți și să nu uitați să lăsați și un like dacă vă place ce fac eu aici pe YouTube. Și trecem la următorul, un alt parfum care mie îmi place foarte mult, este vorba despre Valentino Donna Born in Roma. Aici avem o vanilie de bourbon, avem iasomie, este un parfum cald, este un parfum seducător și elegant, versatil aș spune eu în perioada rece. În perioada caldă îl văd mai potrivit seara, dar în orice caz este un parfum dulce, nu prea dulce, are și izul acela floral și îmi place foarte mult, așa că dacă îl găsiți în această perioadă la reduceri, puneți mâna pe el, că este un parfum foarte frumos și persistă și foarte bine, îmi place din toate punctele de vedere. Trecem mai departe la o altă nebunie, dulce și pudrată. Vorbim despre Hypnotic Poison de la Dior. Aici avem și migdale, este un parfum vanilat, migdalat, dulce, pudrat. Are o grămadă de note parfumul acesta. Vai cum miroase, este apa de parfum. Din ce țin eu minte, apa de toaletă este ceva mai fructată în deschidere. Dar este un parfum
superb, un parfum care te îmbracă, un parfum cald, cozy, elegant și el și super, super, super potrivit pentru perioada rece. Următorul parfum, vanilat și superb, este acest Burberry Goddess, este o lansare nouă. Un parfum care îmi place foarte mult, este o vanilie foarte nuanțată, după cum v-am spus eu și în alte clipuri. Cât de bine miroase, cât de bine miroase. Este o vanilie dulce, cu nuanțe de lavandă, cu nuanțe de cacao. Miroase foarte bine, foarte bine, deci eu ador acest parfum. Știu că părerile sunt împărțite, însă da, nu este un parfum complicat, nu este un parfum sofisticat, nu este un parfum super complex. Poate că ați mai mirosit ceva de genul, dar este superb, superb, superb. Mă bucur tare mult că este în colecția mea și vă recomand să îl testați voi, să nu vă luați după păreri, să îl testați. Ok. Trecem mai departe la un parfum pe care mi l-am dorit foarte tare în colecție. L-am testat și am zis trebuie să fie neapărat al meu. Este vorba despre La Fenice, The Merchant of Venice. Avem aici multe flori, avem heliotrop, avem floare de migdal. Floarea de migdal mi se pare că îi dă așa o eleganță aparte parfumului și îmi place foarte mult nota aceasta în parfumuri. Apoi avem vanilie, tonka și cedru. Este un parfum vanilat, pudrat, floral. Avem combinația asta de floare de migdal și vanilie. Este dulce, dar nu este prea dulce. Și mi se pare că este un parfum mai aproape de piele. Nu mi se pare că proiectează foarte, foarte mult, dar nici nu contează dacă eu îl simt și dacă mă bucur de aroma lui, nu mai contează. Este un parfum pe care îl ador. The Merchant of Venice la Fenice. După cum vedeți, are și o prezentare foarte, foarte frumoasă. Trecem la următorul parfum. Nici el nu este în colecția mea de prea mult timp, însă îl ador și pe el l-am luat la fel pentru că l-am testat înainte și îl voiam neapărat. Aici avem fructe, avem o combinație de heliotrop, iasomie și trandafir, iar baza este una superbă cu zmeură, mosc, vanilie și ambră. Este o deschidere un pic orientală, fructată. Nici nu știu, probabil că v-ați dat seama, este vorba despre Gritti Tutu, acest parfum prințesistic, un parfum perfect pentru o balerină. Vai, cât de bine miroase. Nici măcar nu am apucat să mă bucur foarte mult de el. Îmi place că este un parfum pudrat, fructat, vanilat și cumva miroase a zmeură cremoasă. Nu vă gândiți acum la un milkshake, nu mă duc chiar în zona aia de parfum gurmand. Nu chiar, dar totuși este un parfum fructat, cremos, vanilat, pufos, pufos, da, exact. Gândiți-vă la o combinație de vanilie și zmeură, o combinație așa pufoasă. Foarte bine, este superb, superb, superb și v-am mai zis, cred, în clipul în care vi l-am prezentat prima dată că mi se pare perfect. Perfect de a fi un parfum semnătură. Este superbisim și sticla, nu mai zic, îmi place din toate punctele de vedere. Următorul parfum, din păcate, este unul discontinuat. Avem o lumină tare ciudată astăzi, pentru că se întunecă de vreme și trebuie să filmez de dimineață sau să-mi cumpăr un ring light adevărat, dar asta o să fac în perioada următoare, să putem să ne auzim des, fără probleme, fără probleme cu lumina. Și haideți să trecem la parfum. Este vorba despre acest elixir Alien Eau de Parfum Intense Essence Absolue. Are un nume lung.
Este un parfum absolut superb. Este un elixir, este o esență. Mi se pare foarte potrivit iarna, când chiar este frig afară. Este un parfum dulce, este un parfum mai întunecat, este elegant, este un parfum care te îmbracă și de-abia aștept să îl port. Un alt parfum care cred că și el este discontinuat, din păcate, este acest La Noi Trezor à la Folie de la Lancôme. Încă nu sunt sigură, dar cred că este flankerul meu preferat și cred că îmi place mai mult decât La Noi Trezor. Îmi place și acela, o să îl mai port, de fapt o să încep să-l port, pentru că nu l-am purtat deloc până acum, nici pe acesta, pe anul acesta nu l-am purtat. Pentru că știu că este discontinuat și da, ce să vezi, din păcate. Așa, avem aici o deschidere fructată. Vai, cât de bine miroase. Avem fructe roșii, avem pară, avem în mijloc trandafir, violetă, bujor și iasomie, iar în bază avem vanilie de bourbon, benzoină, avem tonka, nucșoară, ambroxan, patchouli și note lemnoase. Este foarte frumos parfumul acesta, mi se pare foarte bine echilibrat, este dulce, dar nu este prea dulce, îmi place foarte mult. Din nou, mi se pare un parfum elegant, pudrat, vanilat, are și baza aceasta caldă, lemnoasă, este superb, superbisim. Un alt parfum foarte potrivit pentru perioada rece, cu multă vanilie, un parfum dulce și foarte îndrăzneț, foarte puternic. Vorbeam noi despre el că se duce în zona Casablanca, că se duce în zona La Dansa delle Libellule, însă chiar dacă seamănă cu acele parfumuri, chiar dacă le pun în aceeași categorie, are ceva al lui. Are un iz oriental, are un iz ușor afumat, este gurmand, este în zona asta de parfum seducător, sexy, îndrăzneț, puternic, chiar ține pe țesături și după ce le speli, atât de puternic este acest parfum. Și îmi place foarte mult, avem fructe, avem ciocolată, nucșoară, este un parfum cald și în bază avem vanilie de bourbon și tonka. Da, avem un iz spicy, fructat. Nu știu dacă neapărat îl simt eu așa ciocolatos, dar aș putea să mă duc și în zona aia. Este un parfum superb, superb și perfect pentru perioada rece. Alt parfum must have este acest label Jean Bogotier. De-abia aștept să-l port. Îmi place foarte mult să-l port atunci când este frig afară. Avem aici un parfum fructat, vanilat, dulce, delicios și, sinceră să fiu, mă gândesc și la Le Parfum, pentru că nu mai am hârtiuțe, nu mai am dăm pe piele. Pentru că acela este ceva mai siropos, eu l-am luat atunci pe acesta pentru că mi s-a părut mai versatil. Vai cum miroase, must have, must have este acest parfum, deci trebuie să îl ai în colecția de parfumuri. Dacă îți plac parfumurile dulci, fructate, vanilate, pot să zic că acesta este parfumul care mă lasă fără cuvinte, deci chiar este superb, are o pară suculentă în deschidere, el are și piele în compoziție, mie mi se pare că pielea asta îi oferă așa o profunzime, pentru că nu simt piele în parfumul acesta, pentru mine este, iese în evidență partea asta fructată, vanilată, dulce, Doamne cum este acest parfum, delicios! Delicios. Nu aveam cum să nu includ aici Zadig & Voltaire This Is Her. Doamne, sper că mai vedeți ceva. This Is Her este parfumul perfect pentru toamnă, pentru iarnă. Este
ceva din nou de avut în colecție, este cel mai frumos lactonic din colecția mea. Avem aici și piper roz, floare de mătase, iasomie, în mijloc avem pișcă, vanilie și castane. Ce poate să fie mai delicios? În bază avem santal și lemn de cașmir. Da, este un parfum lactonic, un parfum din nou, repet, gurmand. Pentru că și foarte lemnos, cremos așa, pentru că lemnul acesta de santal oferă cremozitate parfumurilor și aici este un lemn de santal altfel, pentru că știți că în Zadig & Voltaire lemnul acesta de santal este altfel, cel puțin pentru mine, dar avem și partea aceea de castane cu zahăr vanilat, cu zahăr presărat peste ele, castane coapte și frișcă. Este un parfum pufos, lemnos, delicios. Apoi, nu am inclus acest parfum în niciun video de anul acesta, pentru că pentru mine acest parfum înseamnă decembrie, înseamnă Crăciun, înseamnă miros de cozonac, înseamnă sărbătoarea tradițională. Și avem aici fructe, vanilie, un sirop, este foarte licoros acest parfum. Urmează să-l port, miroase și a târg de Crăciun, miroase a cozonac din acela secuiesc, parcă așa se numește. Asta miroase a cocă, a aluat. Este și foarte siropos cumva, îmi place foarte mult, urmează să mai discutăm despre el, pentru că, ce să vedeți, nu l-am purtat anul acesta și cu siguranță parfumurile din colecția mea pe care le port anul acesta o să le văd diferit, căci așa se întâmplă, dar este un parfum superb și v-am zis, pentru mine înseamnă luna decembrie și este un parfum dulce, superb. Cred că o să-mi iau o sticlă de backup, sper că se mai găsește. Și dacă tot am vorbit despre Lolita Land, vorbim și despre Lyra X și acesta înseamnă pentru mine tot luna decembrie. Sunt niște parfumuri, hai să mai căutăm pe aici o hârtiuță. Sunt niște parfumuri super cozy, foarte plăcute în perioada rece, foarte plăcute în decembrie și acesta miroase a prăjiturică. Vai, cât de bine miroase! Deci este Lyra X. Cu siguranță parfumurile, când le ținem în colecție, se mai intensifică. Însă, pentru mine nu a fost o problemă niciodată cu persistența sau cu intensitatea. Este superb, are un preț super bun și vi-l recomand pentru perioada rece. Miroase a decembrie, miroase a prăjituri, miroase a chec cu lămâie, miroase delicios. Delicios! Și nici pe el nu l-am inclus până acum pentru că îl port în perioada rece. Acum, desigur că voi puteți să-l purtați și acum și oricând vreți voi, însă atât de mult... însă îmi dau o stare atât de bună încât prefer să îl țin pentru momentele acelea în așteptarea sărbătorilor. Știți voi ce zic, este absolut delicios parfumul acesta. Un alt parfum numai bun de purtat în perioada următoare este Libre Le Parfum. Libre Le Parfum, avem aici ghimbir, șofran, mandarină, bergamot, flori, avem lavandă și floare de portocal. Mi se pare că floarea de portocal iese în evidență în acest parfum. Iar în bază avem vanilie, miere, tonka și vetiver. Mi se pare foarte potrivit acum toamna, mi se pare foarte potrivit în perioada rece. Este o vanilie foarte frumoasă și acea miere ies în evidență și... îmi place că este un parfum puternic, elegant și foarte feminin. Înțeles că îl avem și pe Libre Intens, un alt parfum care, din nou, prins puteri când îl porți. Este un parfum puternic, este un parfum impunător, este elegant, foarte potrivit în perioada rece și el. Și aici avem mai multă lavandă, simt mai multă lavandă decât în Le Parfum, aici simt mai multă floare de portocal. Dar sunt două parfumuri
must have, din nou, sunt de avut în colecție și da, ambele, chiar dacă, adică dacă ai unul, nu poți să-l înlocuiești cu celălalt, mi se par diferite și puternice și foarte potrivite pentru perioada rece și nu numai, dar sunt superbe. Mai avem două parfumuri, iar unul dintre acestea este Givenchy P, un parfum pentru bărbați, ce să vedeți, însă noi am mai vorbit despre el, nu mi se pare un parfum masculin, dimpotrivă, mi se pare că, de fapt, am crezut că este pentru femei de prima dată de când l-am testat și faptul că este marketat ca fiind de bărbați nu mă împiedică cu nimic să îl port, este un parfum foarte frumos. Avem o deschidere aromatică, este foarte potrivit pentru perioada rece. Avem o deschidere aromatică și ușor, ușor se încălzește parfumul acesta, se îndulcește. Avem o bază cu vanilie, migdale, tonka. Este un parfum foarte frumos și foarte puternic și cu siguranță o să mai povestim despre el. Și ultimul parfum despre care povestim astăzi este Dama Bianca de la Xerjoff. Eu am aici o variantă tester. L-am descoperit recent și îmi place foarte mult, da, mi-aș dori o sticlă pentru că am aici câțiva mililitri. Este un parfum care m-a cam dat pe spate, sinceră să fiu. Este unic din punctul meu de vedere, un parfum cu vanilie altfel, miroase a prințesă, a regină, a zână, a ce vreți voi. Este un parfum pudrat, vanilat, fructat, are în deschidere cumquat și lime. În mijloc avem violetă, iris, liliac și alte flori albe, să nu le mai zicem pe toate. Iar baza este vanilată, avem și ambretă, santal. Este un parfum pudrat, foarte cozy, foarte feminin, foarte elegant, foarte frumos. Mi se pare un parfum, v-am mai zis și în alt clip, că e din nou un parfum de avut semnătură. Chiar mi se pare că este un parfum super versatil, de purtat absolut oricând și oriunde. Îmi place la nebunie. La nebunie. Ei bine, acestea au fost parfumurile despre care am vrut să povestim astăzi. Sper că a ieșit un video ok. Zic asta pentru că s-a cam întunecat pe final. Dar cu siguranță ați ascultat ce am spus. Măcar dacă nu ați putut să vedeți așa cum trebuie. O să rezolvăm și problema asta. Ce să facem? Se întunecă de vreme acum. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept cu mare drag comentariile voastre. De-abia aștept să vorbim în comentarii. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să-mi lăsați un like dacă vă place ce fac eu aici pe YouTube. V-am pupat! Pa, pa!